A fost sistată alimentarea cu apa a canalului de irigații din comuna Perișoru. Măsura a fost luată în urmă câteva zile în cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Călăraș, după ce mai mulți locuitori din Perișoru au semnalat că le sunt inundate gospodăriile. În primă fază s-a luat decizia săpării unui canal colector, însă se pare că această lucrare nu a rezolvat problema în zonă. Ia din coste. Vă reamintim că 12 gospodării de pe strada Morii au fost inundate. Problema persistă de câțiva ani. Oamenii spun că de vină ar fi canalul de irigație aflat în imediată apropierea curților, însă o parte din autorități susțin că pânza freatică aflată la suprafață ar fi adevăratul motiv. Anul trecut, autoritățile călărășene au convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pentru a găsi o soluție la problema semnalată. Astfel, vara trecută, s-a decis ca Primăria Comunei Perișoru să facă de urgență un studiu hidrologic și unul hidrogeologic pentru a stabili cu exactitate sursa surplusului de apă. Uitați unde e. Are lumină și vede apă în bici. Are lumină, se vede, nu? Da, 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 se vede, nu mai altul. Păi, da, să trage apă. Da, 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 da. Până aici, că s-a tras. Apa a fost sus, în coate, aici, s-a tras. Veniți aici, în grădină. Bagă-te-mă aici, că să bagă-te să deschide apa aici. Vasile Neagu, directorul ANIF Călăraș, ne spune că vor începe lucrările de impermeabilizare la canal. Investiția a fost bugetată, iar în momentul de față se așteaptă încheierea contractului cu societatea care va câștiga licitația publică. În urma discuțiilor avute cu dumneavoastră și cu locuitorii din comuna Perișoru, în data de 26.07.2019, am mers la fața locului, am constatat că situația este gravă. Atunci am luat hotărârea de a convoca în regim de urgență Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. În Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, în 26.07, s-a luat hotărârea înființării unei comisii formată din membrii ANIF, SGA, Direcția Agricolă, ISU, care să constate, să analizeze la fața locului situația și să vină cu propuneri. În 27.07, orele 14, a fost Comitetul de Situații de Urgență, s-a analizat propunerile comisiei și astfel încât în unanimitate s-a stabilit oprirea asistării alimentării cu apa canalului CD6 până la impermeabilizarea acesteia. În ceea ce constă impermeabilizarea, revin la cele spuse anterior și anume faptul că avem documentația întocmită, autorizația de construire, așa, din 15.06 și din 16.05.2019, documentația este la verificat la ANAP. Uh-huh. Am informat conducerea agenției, m-a asigurat că în cursul lunii august se va semna contractul și vom începe cu celeritate zona critică de impermeabilizare. Din ce dată a fost sistată apa? 27.07, uh-huh. Orele 14 și odată cu adoptarea hotărârii.
Odată cu sistarea au venit și nemulțumirile? Sunt oameni afectați? Sunt producători agricoli în zonă? Da, au venit și nemulțumiri din partea lor. I-am anunțat, le-am transmis imediat pe WhatsApp. Au solicitat începând cu 1-8 prin comandă de apă să dăm un volum de apă pentru irigat. Am analizat și noi contractul împreună cu consilierul juridic și așa le-am făcut o notificare în care le-am spus că, avându-se în vedere comanda dumneavoastră de apă pentru data 1-8-28 și hotărârea Comitetului Județean de Urgență de Urgență Călăraș, prin care s-a hotărât oprirea pompării apei pentru irigații de către ANIF Călăraș pe canalul și de 6 ani de se face mare, până la emenorul acestui, în această zonă, prin prezentă vă invocăm până la remedierea situației prevederile capitolului 8, adică forța majoră din contractul multinațional încheiat. Forța majoră a fost constatată de către momentul și de seamă situație de urgență. Situația a fost adusă și în atenția Ministrului Agriculturii. Dumnealui... Da, dumnealui era informat, deja știa că n-am avut discuția când a fost în vizită la amenajarea călătorii Călăraș și m-a asigurat că cu celeritate... Bun. Știu că anul trecut, în cadrul ședinței Comitetului pentru Situații de Urgență, s-a decis ca primăria din Comuna Perișor să facă două studii. Ați primit rezultatele? Nu am primit în laborator niciun rezultat la niciun studiu. Am fost personal, așa am stat de vorbă cu viceprimarul și i-am cerut să-mi spună și mi-a spus că nu le-a făcut. Sursele noastre ne-au transmis o informare că în Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Perișorul s-a luat decizia evacuării acestor persoane în situația în care o impune. Aveți cunoștință de acest ordin? Nu. De acest ordin s-a dus la cunoștință de către cetățeni în data de 26-7 când am fost acolo și am văzut că este situația critică și m-a întrebat că de ce n-am pus în aplicare așa ceva. Ori eu nu pot să pun în aplicare o hotărâre a Consiliului Local. Pentru situația de urgență. Deci, abia la un an de zile ați aflat de existența acestui ordin.